Temutul interlop Nuțu Cămătaru și cumnatul său, Manu Bombardieru, au fost protagoniștii unui videoclip incredibil, care a apărut în spațiul virtual. Concret, cei doi și-au arătat dragostea pe care o au unul față de celălalt. Imaginile cu pricina au fost făcute publice chiar de cumnatul lui Nuțu, care la început de an a fost lovit de nostalgie și a vizionat înregistrările de la chefurile de pomină organizate în trecut. Concret, în film apare celebrul interlop în compania mai multor prieteni și rude. Impresionat de atmosfera de petrecere, Nuțu Cămătaru s-a apropiat dintr-o dată de cumnatul său, l-a luat în brațe și l-a sărutat. Deși unii ar putea considera gestul bizar, în mediul interlop asemenea gesturi sunt des întâlnite, precum și în filmele de acțiune. Manu Bombardieru, ginerele lui Sile, a copilărit în Colentina, aproape de Dragonul Roșu. Faima a cunoscut-o în anul 2011, când l-a luat poliția la pachet cu încă doi tovarăși, după ce au testat capul unui subofițer cu un scaun de club în sectorul 2 al capitalei. Motivul a rămas neclar până în ziua de azi, s-au împăcat în instanță, deși l-a trimis pentru scurt timp după gratii. La percheziții mascații au găsit atunci mai multe obiecte periculoase. Era perioada în care Manu își organiza propria brigadă și teroriza comercianții de cartier ca să-i plătească taxe de protecție. Individul s-a remarcat și în anul 2014, când a lovit un sunetist în clubul său de manele, unde cântă regulat mai multe celebrități. La incident au participat și bodyguardii lui Manu, Rusia și Arabu. Victima revendicase o instalație de sunet din care își întreținea familia, după cum a susținut ulterior. Luată cu japca de bombardier pentru sonorizarea optimă a localului propriu. În anul 2016, Manu a intrat oficial în familia Cămătarilor, cel mai vechi clan interlop din capitală, fondat în anii 80 de mama celebrilor frați Nuțu și Sile, actualii Boși. Există un univers despre care s-a vorbit foarte puțin în epoca clanurilor de interlopi, care sfidează legea și comunitatea. E vorba de femeile acestor bărbați dori, femei care îi ajută, iau afacerile pe numele lor și nu de puține ori îi trădează, sătule de sacrificii sau atrase de ascensiunea în lumea interlopă. Mărturia unui cap foarte important din lumea interlopă, dezvăluită pentru celebrii reporteri, mecanisme nevăzute publicului larg, dar pe care poliția le cunoaște, însă de prea puține ori le scoate la lumină. De multe ori, când bărbații au probleme cu legea, concubinele sau nevestele preiau afacerile murdare, tot femeile le împrumută numele de familie, în speranța că liderii de clan să șteargă urmele. Dar sunt și cazuri grave când, pentru a dovedi supremația, membrii din grupările interlope încearcă să-și lovească rivalii chiar în punctul sensibil, încearcă să le distrugă această ultimă linie de apărare feminină, îi dezbină de consoarte. Clanul condus de Vasile Fierbântu, Zis și Sile Pietroi, plecat din Glina și devenit important în sectorul 3 al capitalei, încerca spre sfârșitul anilor 2000 să-și extindă poziția, iar în vizor era un tânăr în ascensiune, Dan Emanuel Dan, supranumit și Manu Bombardieru. Pe atunci nu atinsese vârsta de 30 de ani, în prezent are undeva la 38 de ani. De șmecher ce era atunci Manu Bombardieru, s-a dus nevasta lui după fratele lui Sile Pietroi. Pur și simplu, a fugit după fratele lui Pietroi. A-i fura nevasta unuia din clanurile rivale e cel mai mare afront în lumea interlopă. Iar un apropiat de al lui Bombardieru a confirmat, a fost scandal. De asta zicea Manu că a intrat peste ăia ai lui Pietroi în casă. E doar un episod dintr-un șir lung de scandaluri. Bombardieru și fosta lui soție au divorțat între timp. În cele din urmă a devenit ginerele lui Sile Cămătaru. Rivalitatea dintre cele două grupări s-a încheiat brusc în urmă cu 5 ani. Manu Bombardieru a luat-o de soție pe Nicoleta, fica lui Vasile Balint,
Interlop supranumit și Sile Cămătaru, și Manu a devenit cămătar. Numele lui Manu, personaj temut în sectorul 2 din București, a reapărut în prim plan în urma unei anchete ale celebrilor reporteri de la Rise Project, care a arătat că personajul face parte dintr-o rețea clandestină care vinde produse interzise. De aproximativ 7 ani, un tehnician de sunet din București, lovit și furat, încearcă să-și facă dreptate, numai că de partea cealaltă a balanței e Manu Bombardieru, un interlop care face legea, potrivit mărturiei victimei. Pe data de 24 mai 2014, Florin Marin, zis Satana, 52 de ani, sunetist din București, reclamă că a fost lovit de bodyguardii lui Daniel Emanuel Dan, zis Manu Bombardieru, la ieșirea din clubul de manele. Bărbatul, care susține și că a fost deposedat de instalația de sunet, a făcut mai multe plângeri penale, dar cazul a fost clasat după un an. Între timp, Manu a pretins că nu a existat niciun scandal și că de fapt i-a plătit în rate instalația, pe baza unei convenții verbale. Angajat pe data de 11 martie 2014, la clubul unde și-a adusese propria instalație de sunet, Satana ar fi avut un conflict cu patronul pe tema neînregistrării contractului de muncă. Pe data de 24 mai, la ora 8 dimineața, spune Marin, după ce a terminat programul de muncă, Manu Bombardieru m-a așteptat în afara clubului, cu 4 bodyguards și un agent de securitate. Dintr-o dată acesta a început să-mi vorbească urât, din cauza că aș fi băut dintr-o sticlă, 2 guri, m-a acuzat că fur de la el. Manu m-a amenințat că dacă nu mă întorc cu spatele, îmi va da cu ceva în cap. De frică m-am întors, iar el m-a lovit cu putere, după care le-a dat ordin bodyguardilor să mă bage în club, pentru a fi evitate privirile altor eventual martori de pe stradă. Satana spune că Manu Bombardieru i-a transmis că din acel moment, instalația de sunet montată în club nu mai este proprietatea mea, ci a lui. M-a amenințat că dacă mă voi duce la poliție, îmi va termina familia, iar pe mine ultimul, pentru a privi cum îmi termină familia. Urmărirea penală a fost începută în regim pentru loviri și alte fapte, pentru tâlhărie și pentru fals în înscrisori. La rândul lui, Bombardieru a făcut plângere penală, în care a pretins că de fapt l-a prins pe Marin furându-i 4 sticle, că îl bănuiește că i-a sustras un microprocesor și că pentru instalația de sunet s-a înțeles cu el să-i o plătească în rate, achitându-i deja 13.000 de lei, din cei 15.000 pentru care s-ar fi înțeles. În urmă cu 5 ani, cea care a făcut marele anunț a fost chiar fiica lui Sile Cămătaru, Nicoleta, care a postat pe o rețea socială o imagine în care apare alături de alesul inimii sale, dar și în momentul în care poartă un inel cu diamante, pe care soțul ei i l-a oferit. Mai exact, Nicoleta i-a spus da celui cunoscut drept Manu Bombardieru, un binecunoscut interlop periculos. Nicoleta avea o relație de durată cu Manu, iar cei doi sunt de foarte mulți ani împreună. Cu toate că aceștia aveau o relație serioasă, de mult timp, bărbatul a cerut-o abia în urmă cu 5 ani pe Nicoleta în căsătorie. Păstrați-vă calmul, oficial m-a măritat, a fost mesajul fiicei lui Sile Cămătaru, care a însoțit imaginea pe contul său de socializare. Vasile Balint, alias Sile Cămătaru, se află la închisoare de aproximativ 3 ani, începând cu finalul anului 2017. Sile Cămătaru a fost condamnat de magistrații în altei curs de casație și justiție la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Dosarul în care a fost condamnat interlopul este un dosar de infracțiuni cu mai multe fapte: șantaj, cămătărie, tentativă, precum și nerespectarea obiectelor periculoase. Astfel, în februarie 2020, Sile Cămătaru a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București, la încă 6 ani de închisoare cu executare într-un dosar de servicii contra cost.
Dacă ți-a plăcut videoclipul meu, nu uita să lași un like și să te abonezi la canalul meu.